contractul cadru care va intra în vigoare de la 1 iulie și în care se va menține aceeași valoare a punctului serviciilor medicale prevede ca noutate pachete de servicii pentru persoanele neasigurate în scopul depistării unor afecțiuni grave. Cum există un proiect pe transparență decizională la Casa Națională, aceste modificări ale contractului cadru și normele de aplicare, acolo pentru persoanele care nu fac dovada calității de asigurat vor avea acces la servicii de diagnosticare, de tratament, de monitorizare. La fel ca și persoanele asigurate. Am auzit și eu că au fost multe întrebări de unde sau nemulțumiri din partea pacienților sau din partea asiguraților că o mare parte din sume vor fi alocate pentru diagnosticarea, tratarea pacienților neasigurați. Vreau să vă spun că fondurile vor fi alocate de la bugetul de stat, din primul Ministerul Sănătății, în bugetul Fondului Național. Și în ambulatoriu, persoanele neasigurate pot beneficia de servicii medicale de urgență. În asistență medicală ambulatorie, unde de asemenea persoanele neasigurate pot beneficia de servicii medicale de urgență, de depistare și supraveghere a bolilor potențiale endemoepidemic, de asemenea de consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei. La spitale, la asistența medicală acordată în spitale. Și aici avem pachet minimal pentru spitalizare continuă. Vorbim de urgențele medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viața pacientului, de bolile cu potențial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului și nașterea. Potrivit CNAS, există aproximativ 16,5 milioane de asigurați și 3 milioane de persoane neasigurate, din care 250.000 de persoane neasigurate înscrise la medicul de familie după 1 octombrie 2022.